ca așa la ceas de seară, seara bună tuturor! Omul că are ce face și caută de treabă, nu? Uh, cum se zice, am așteptat să iasă popa din biserică ca să fie un pic de mai pe sfârșit de sărbătoare. Și uitați ce mi-am făcut din dulapurile pe care le-am scos de la dulap, scânduri sau cum vreți voi să zic, glafuri de la geamurile vechi anterior filmate într-un uh, filmuleț. Ce m-am gândit eu? Uh, fiind destul de groase, nici nu știu exact cât au, cm, 4 cm, 4,5, 5 pe alocuri chiar, uh, eu fiind mecanic de meserie și gândindu-mă să aplic această meserie pe viitor, m-am gândit să reciclez și să nu pierd nimic și totul se transform dacă pot să zic. Geamurile, de exemplu, pe care le-am scos, deocamdată le-am stivuit acolo. Uh, scuzați, uh, nivelul de intensitate a luminii. Uh, bateria, ca să zic așa, pentru a folosi blețul, este destul de descărcată. Așa că vă voi arăta, la nivel de lumină al becului, ce am ales eu să fac cu acele dulapuri anterior dezmembrate și pe care le tot foiam dintr-un cap în altul al ogrăzii. 3, 2, 1 și voila! Am ales să fac niște rampi pentru mașină, pentru folosirea sau pentru schimbul de ulei și alte treburi care necesită băgatul sub mașină, ca să zic așa. Cum le-am făcut? Aici, cantul acesta, am cam uitat să-l tai, de exemplu, la un unghi de 45 grade, ca să pot urca cu mașina ușor. Dar celelalte, după cum le vedeți, le-am tăiat la un 45 grade. Primul blat l-am tăiat la 1 metru, al doilea la 80, al treilea la 60, al patrulea la 40, după cum vedeți. Fiecare având aceeași dimensiune. Băi, cățel, hei, alo! Hei, dacă gândi aici. Lasă-mă în Da, am doi uh, indivizi, un cățel și o pisică, care nu știu dacă se joacă sau se ceartă nebunii. Dar în fine. Băi, lasă-mă în pace că e noastră. Ce am ales să folosesc? Pentru asta, De exemplu, ca să le pot îmbina cu și să mi țină urcării cu mașina peste ele, am folosit, dacă mă credeți, niște șuruburi de la Duro, de 8 mm, pardon, de 8 cm, aduse din Belgia, de la Lidl. Am tot făcut stocul de astfel de șuruburi și nu numai, gândindu-mă că poate cândva vreodată îmi vor folosi cu o autofiletantă, bineînțeles, cu impact. Am băgat pentru primul blat, ca să pot să zic așa, și pentru o economie de șoruburi. Două aici, unul în celălalt capăt. După aia următor a băgat unul aici și două în cealaltă parte. Iar pentru următorul am băgat 4 și 4 De ce? Deoarece pentru că urcând mă cu roțile mașinii aici, m-am gândit să fie o rezistență mai mare. Asta este pentru opritor, ca să zic așa, ca să nu avansăm cu mașina mai mult decât trebuie. Idem pentru aceeași operațiune efectuată în paralel. În momentul de față, așa <fie> sunt micii mei spectatori și lucrători, ca să zic așa. Pis, pis, pis. Ea este pufina. El e, iar el este Max. Da, vă mulțumesc și ne așteptam la un următor videoclip. Acesta a fost cam scurt, n-am cum să vă arăt sau să vă vorbesc mai mult, deoarece este și un pic întuneric. Și, a, și încă o chestie, de ce mi-au ieșit inegale, ca să zic așa, a, Asta a avut o dimensiune de 29, pleacă mă și lasă -mă. Asta a avut o dimensiune de vreo 4 cm mai mică, adică undeva la 25 jumate. Ca să zic așa. Și am ales să le combin. 29, 25 jumate, după iar 29, iar 25 jumate. Iar pentru celălalt am nimerit ca toate blaturile să fie de aceeași dimensiune, mai puțin aceasta, După cum se vede. Am aici un centimetru și un pic. În partea asta iar un centimetru și un pic. Și sperăm să ne descurcăm cu ceea ce avem. Decât să plătim sute de lei pentru o treabă pe care o putem face cu ceea ce avem din casă, de exemplu, din grădină sau din curte sau fiecare cu ceea ce are. Până data viitoare, v-am salutat și să ne vedem cu bine. Nu mai bine, seara bună!